Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi despre protestele foamei în Shanghai. În Shanghai, mâncarea devine din ce în ce mai rară în timpul carantinei ce durează deja de o săptămână. Această situație oferă o priveliște neobișnuită pentru China, oameni care protestează public împotriva autorităților. Mulți locuitori sunt copleșiți de izolare, iar alții sunt pur și simplu disperați din cauza lipsei de hrană. Vă avertizăm că știrea conține imagini video cu impact emoțional. O locuitoare a Shanghaiului strigă disperată de la fereastra ei: ajutați-ne, suntem pe punctul de a muri de foame, ajutați-ne, acum suntem la un pas de a muri de foame. O foamete în unul dintre cele mai bogate orașe din China pare de neconceput. Dar asta se întâmplă de fapt. Un număr mare de locuitori ai Shanghaiului se confruntă cu aceeași situație ca și această femeie. S-a ajuns la ceva rar întâlnit în Shanghai. Locuitorii se adună pe străzi și în clădiri pentru a protesta împotriva autorităților. Ultimul videoclip a fost realizat în urma protestelor din cartierul Kanting din Shanghai. O localnică ne-a spus prin telefon că protestele nu au loc doar în cartierul ei. Chiar nu prea avem ce mânca. Este imposibil să găsim mâncare în magazine. Eu sunt o femeie însărcinată. Protestul de aseară nu a avut loc doar în Kanting, ci s-a protestat în mai multe cartiere. Toată lumea a protestat masiv. Și care a fost răspunsul primit de protestatari? Într-un cartier, autoritățile au trimis o dronă pentru a transmite un avertisment locuitorilor. Cei care deranjează ordinea publică vor fi aspru pedepsiți, conform legii privind pedepsele pentru controlul securității publice. Cât de disperați au ajuns unii oameni din cauza lipsei hranei? Un localnic din Shanghai a sunat la poliție pentru a întreba dacă va avea ce mânca în cazul în care va fi arestat. Nu vreau să creez probleme, vreau doar să vă întreb dacă ies acum din bloc și mă arestați, voi avea ce mânca? Nu am mai mâncat nimic de 4 zile, nu am decât apă de la robinet. Din păcate, pentru unii dintre ei, situația a fost prea greu de suportat. Imaginile arată mai multe trupuri ale locuitorilor zăcând nemișcate pe pământ după ce au ales să-și pună capăt zilelor și să se arunce din blocuri. Atât pentru astăzi, vă mulțumim că ne urmăriți. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, ne puteți găsi pe pagina de Facebook a NTD România, dar și pe YouMaker, Telegram, SafeChat. Emisiunile NTD România sunt disponibile și în format podcast, dacă vă este mai ușor să ne ascultați. Toate aceste detalii le găsiți în descrierea videoclipului nostru. Sunt Diana Jiga și până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați să rămâneți informați și liberi. We'll be right back.